Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem din studio Alfa Omega TV la emisiunea Alfa Omega în Obiectiv. În această seară l-am invitat, ca de obicei, și în emisiunea Alfa Omega în Obiectiv, pe invitatul serii de la Calea Adevărului și Viața. Îi spunem bine ați venit, frate Cornel Urs, bine ați venit la emisiunea Alfa Omega în Obiectiv. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe teleascultătorii dumneavoastră. Deja știind multă lume că o să fii musafir al nostru aici, la Calea Adevărului și Viața, deja am primit pe e-mail, prin telefon, numeroase cereri de rugăciune. Sunt deja pe masă de alături, în colțul celălalt a studioului, ne așteaptă să ne mutăm, dar am zis să fim împreună și în această emisiune mai informativă, Alfa Omega în Obiectiv. Profit de ocazie, poate nu o să am ocazie în emisiunea Calea Adevărului și Viața, să întreb pe fratele Cornel, pe unde a mai fost, ce a mai făcut în ultimele săptămâni. A fost acela noi prin noiembrie, cred. Noiembrie ne-am rugat pentru foarte multe cereri, da. Și e unul din motivele pentru care am pus aici pe masă biletele pe care noi le-am avut. Chiar aici este sunt grămadă de bilete pentru care ne-am rugat împreună în noiembrie. Și am primit telefoane, e-mail-uri, oameni care au fost atinși, vindecați, chiar și în această emisiune, dar și în altele la care au fost alți colegi, alți frați cu care ne-am rugat și am vrea să facem ceva ce n-am mai făcut în alte emisiuni, poate chiar peste câteva minute ne și rugăm pentru aceste cauze, ca Domnul să continue procesul de vindecare care cu siguranță s-a declanșat în viața fiecare. Pe unde ați mai fost, frate Cornel? Mă bucur să fim din nou împreună, frate Tudor, și recent m-am întors de o săptămână numai din Africa, am fost plecat în Africa, ultima săptămână am fost în Paris și vreau să vă duc o veste bună peste tot pe unde am umblat, în Paris, în Germania, în Austria, vești frumoase, vești bune despre televiziunea Alfa și Omega și putem confirma veștile aceste bune, uitați, cu scrisorile care s-au trimis, care sunt dovadă. Emisiunea Calea Adevărului și Viața este o emisiune cu interes, ascultată peste hotare, nu numai în România, și ne bucurăm, așa cum a spus, că Dumnezeu lucrează. Am primit foarte multe telefoane și eu și astăzi și în continuu telefoane care solicită rugăciune. Oamenii au ajuns la concluzia că singura cale de a-și rezolva unele probleme este rugăciunea și relația directă cu Dumnezeu. Dar mai trebuie să-i ajutăm prin a-i motiva în aceste rugăciuni și a-i încuraja, chiar prin unele lucrări pe care Domnul le face cu multă dragoste pentru toți, că El ne iubește. Acum că pămâni, frate Cornel, de reacție, am găsit și eu câteva e-mail-uri, am luat una mai deasupra, un e-mail, o scrisoare, este o soră scumpă din Germania, Lucia Werner. Dânsa ne trimite des e-mail-uri și încurajări și pentru ea, nu știu exact ce face, nu o cunosc doar din schimburi de e-mail-uri, ne-a scris o scrisoare zilele acestea, chiar legat de emisiunea aceasta, încheie dânsa e-mail-ul, de aceea în această seară rugă noastră a tuturor să fie înălțată către Dumnezeu pentru fiecare membru al echipei Alfa Omega, zicea. Amin. Și pentru cei care se uită, care ca și mine au descoperit miracolul întâlnirii cu împărăția Tatălui și spune dânsa, am descoperit Alfa Omega TV cam acum un an și tot din întâmplare, în ghilimele, și acesta, alături de Alfa Omega, mi-a rădăcinat definitiv convingerea că odată cuprinsă de împărăția lui Dumnezeu, înțelegi pe deplin că întâmplarea face parte din modul lui de a scoate copiii din întuneric și a-i duce spre lumină și ne încurajează foarte mult. Soră, ne bucurăm că, într-adevăr, fiind emis pe satelit, canalul Alfa Omega TV, acoperă toată Europa, Nordul Africii, chiar Orientul Mijlociu, și sunt oameni pe care Dumnezeu le deschide posibilitatea, întâmplător sau nu, cum a fost această soră Lucia, care acum un an și ceva a descoperit Alfa Omega, oameni care se hrănesc spiritual. Cam asta este așa o notă dominantă. Colega noastră de la secretariat, Daniela, de tot spune mulți, ne dau telefoane din toate colțurile, din sate, din România. Se hrănesc, îi hrănește Dumnezeu prin Alfa Omega, le dă hrană spirituală, revelație, cuvânt, pe unii atinge, pe unii motivează și ne bucurăm. Deci mulțumesc, soră Lucia, că ne spui că te bucură. Vreau să spun un cuvânt ca să înțeleagă oamenii despre ce este vorba în legătură cu postul de televiziune Alfa și Omega și ce face, ce efect are. În Africa, acolo noi e problemă apa. Și au apărut acum câteva chioșcuri pe care scrie Amazicane, apă rece. În Burundi. Și de multe ori e coadă. Stau oameni la rând
să dă apă în pungi de plastic. Stau oamenii la rând să primească o punguliță de apă rece. Eu consider că Alfa și Omega este ca un pahar de apă care răcorește, care aduce prosperitate în viața oamenilor. Și înviorează și împrospătează. Da. Și spun că mesajele care se transmit de aici, cuvântul lui Dumnezeu, este ca o apă vie pentru sufletele celor ascultători. Să ne țină Dumnezeu să putem să fim, de adevăr, o sursă de apă a vieții pentru mai mulți. Mai am încă un e-mail. E o soră scumpă, Marinela, din Râșnov, de lângă Brașov. În zona Brașov, audiența canalului Alfa Mega crește după ce RDS aceea s-a decis să introducă în pachetul de bază în întregul oraș Brașov și în împrejurim canalul Alfa Mega TV. Avem foarte multe, tot mai multe solicitări semnale de acolo. Ne spune soara Marinela, am să citesc doar câteva rânduri, Dumnezeu să vă dea putere și resurse să continuați ce ați început Alfa Omega. Vă spun cu toată sinceritatea că ați adus o revoluție majoră în viața mea de creștin, sunt pe calea Domnului de 10 ani, dar adevărata maturitate spirituală abia acum o cunosc. Urmăresc emisiuni cum ar fi Derek Prince, Rugul Aprins, Intarcea, Stanley, Pasiune Pură și altele emisiuni prin care am primit eliberare, am reușit să dărâm întăriturile ce mi-au redus creșterea spirituală atâția ani. Am prins viață când am putut ierta din toată inima pe cei care mi-au rănit inima. Am învățat să fiu o mamă după inima lui Dumnezeu, am 6 copii, am învățat să fiu o soție după inima lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar și o să vorbim despre eliberare. Acestei surori Dumnezeu i-a vorbit și i-a deschis ochii a să intre într-o nouă fază, într-o nouă etapă a trăirii și a vieții ei cu Dumnezeu. Foarte interesant. Apa aceasta de care vorbeam prospătează, rezultă din e-mail-urile care le primiți. E ceva ce regenerează, împrospătează. Nu rămâne șablonat la o singură idee, ci facem câțiva pași înainte. Am primit încurajări deosebite, acum nu neapărat să ne rodăm noi pe noi, dar în urmă cu vreo săptămână, vreo 10 zile, am lansat o campanie prin care oferim gratuit 3 broșuri ale lui Joyce Meyers, broșuri care încă sunt disponibile încă vreo săptămână sau două gratuit, dar pe lângă solicitările și adresele care ne-au venit, ne veneau tot timpul comentarii. Prin care, da, erau comentarii pozitive, bune despre slujirea surorii noastre Joyce Meyer, dar și despre Alfa Omega și am fost foarte, foarte încurajat. Deoarece emisiunea aceasta este de tip informativ, am și câteva informații, nu o să insist asupra lor în emisiunea următoare. Vezi bune. Și da. În emisiunea viitoare, de joia viitoare, pregătim mai multe informații despre resursele pe care le avem. Cei care sunteți mai noi, poate în fața ecranului, vă recomand să vizitați site-ul nostru alfaomega.tv în zona de magazin. Avem un magazin, o fel de librărie online. Este foarte multă lume care accesează site-ul nostru, aici unde scrie site-ul nostru, unde sunt resurse bogate. Unii le comandă, le solicită direct online, accesând această zonă alfaomega.tv/magazin, alții ne solicită prin telefon sau prin e-mail să le trimitem un catalog tipărit care conține toate produsele noastre. De asemenea, chiar dacă n-am aici pe masă, am făcut reclamă revistei noastre, care este la al doilea număr deja și pregătim al treilea număr care cuprinde programul Alfa Omega TV zilnic. Revista Alfa Omega. Revista Alfa Omega. Aceasta poate fi consultată și online sau se poate face un abonament online la chiar pe ecran. Este acum site-ul alfaomega.tv/revista. Acolo o puteți abona online să primiți de acum încolo gratuit. Vă mulțumesc celor care ne-ați spus că ați primit cu bucurie această revistă și chiar ne-ați trimis câte o mică donație în care să ne ajutați să acoperim din costurile de tipărire. O să o dăm gratuit în continuare, dar dacă Domnul vă pune pe inimă să ne ajutați, să ne trimiteți o mică contribuție pentru costurile de tipărire și de poștă, de expediere, sunt binevenite. Dar Domnul ne va ajuta cu această revistă. Este foarte interesant și aș vrea să știe și ascultătorii noștri, telespectatorii noștri, lucrarea Domnului se face în primul rând prin puterea Duhului Sfânt. Și apoi cu oamenii, contribuind la această lucrare, cu banii voștri, cu resursele voastre, Alfa și Omega va putea trăi, va putea exista și veți putea primi în același timp și dumneavoastră mesajele pe care le doriți așa de mult. Acum să aș vrea, deoarece cred că o să ne rugăm pentru Alfa Omega și pentru audiența la Alfa Omega, câteva informații, pentru că foarte, foarte mulți ne întrebați ce putem face noi ca Alfa Omega să fie extinsă în mai multe rețele de cablu. De câte ori am ocazia spun acest lucru. Am selectat pur și simplu câteva e-mail-uri, cineva cu numele de Ionuț, din Turnul Severin, vrea foarte mult Alfa Omega TV în grila RCS RDS.
și ne întreabă ce putem noi să facem. Vă spunem imediat. Cineva cu numele de Dan este abonat la Dolce și vrea insistent să introducem în Dolce. Vă spun de pe acum, Dolce, doar Dolce interactiv pe internet conține canalul Alpha Mega TV, Dolce DTH încă nu. Insistați, stăruiți, o să vă dau un motiv, un motiv imediat pentru asta. Cineva, Dinu, din au ținut tot așa la RCA și la Digi și vrea să-l ajutăm, să-l sfătim ce să facă. Sunt mai mulți care ne cer să le dăm capete de tabelă, să trimite la CNA. Vă spun așa foarte, foarte pe scurt, mă frate Cornel, o să vorbesc și un minut sau două, că trebuie să trimite aceste informații. Da. Vă repet, deși pare informația aceasta repetată poate prea des, canalul Alpha Mega, în urma sondajelor periodice pe care CNA le face și le plătește în mod automat, aveți pe site care adresă CNA să verificați cele ce le spun eu, pentru că sunt acolo toate statisticile, legislația, legea audiovizuală, articolul 82 la care fac referire. CNA o face din când în când studii de audiență. Canalul Alpha Mega TV este pentru al doilea an la rând în primele 25 de canale ca și audiență și conform legislației audiovizualului, articolul 82 din legea audiovizualului, primele 25 de canale, conform principiului mascherii, canalele acestea sunt obligatorii a fi introduse în rețelele de cablu. Unele rețele de cablu au înțeles acest lucru și au introdus Alpha Mega, unele mai ezită, altele au introdus într-o niște localități și mai puțin în alte localități. Văd însă că în ultimele săptămâni este oarecare stare de efervescență și primim semnale că foarte mulți respiratori de la Alpha, ale doitori de Alpha Mega au solicitat CNA-ului. A fost o confirmare pentru noi, am listat ordinea de zi a ședinței din 24 ianuarie 2012 a CNA-ului, în care e un punct, au discutație de la CNA situația a patru canale, GSP, Antena 2, VSTV și Alpha Mega în rețele RCA și se spune că au fost peste 800 de reclamații și solicitări și cred că unul din puncte a fost acesta. Și CNA-ul a recomandat, recomandația este oarecum spus mai puțin spus, a recomandat acestor canale să introducă. Deci CNA-ul a dat linie verde și depinde și de dumneavoastră să insistați, să stăruiți ca aceste rețele să introducă acest lucru. Văd chiar în 1 februarie o nouă ședință a CNA-ului prin care un operator de cablu, nu vreau să spun nume pentru că nu trebuie să fac, a fost amendat pentru că n-a introdus un canal din această listă de 25, o amendă destul de mare. Am să citesc doar finalul acestui comunicat, l-am luat și noi de pe Mediafax, l-am listat. Articolul 82 din legea audiovizuală prevede faptul că, ghilimele, distribuitorii care retransmit serviciile de programe au obligația să introducă primele 25 de canale, puternice canale regionale, și în cazul că nu introduc în grilele lor o televiziune obligatorie, cum este canalul Alpha Mega TV, operatorii de cablu riscă să fie sancționați de CNA cu amenzi cuprinse între 10.000 de lei și 200.000 de lei. Și este înșirat aici lista cu canale, inclusiv în acest, uitați-vă pe Mediafax, păcat că n-am link-ul, dar cine dorește să mă sune telefonic sau să ceară la secretaria să le dăm, sunt puse aici toate canalele, ProTV, Antena 1 și așa mai departe, Prima, Național și în partea a doua, dar în primele 25 este și Alpha Omega. Da? Și credem că Dumnezeu creează o favoare. Sigur că pot să spun, este o presiune, să zic așa, o preocupare a celor care sunt în spatele canalului de televiziune ca și pentru ca lor canal să fie mai în frunte, pentru că suntem într-un an electoral, frate Cornel, exact. Sunt interese economice. Noi cei de la Alpha Mega avem un singur interes, să extindem împărăția lui Dumnezeu prin ceea ce face canalul Alpha Mega TV. N-avem o agendă, dar Dumnezeu ne-a dat favoare să fim puși acolo între primii 25 și aceasta ne dă dreptul legal să sperăm, să credem, atât noi cât și cei care ne doresc, să solicităm introducerea în rețeaua de cablu. Cam asta ar fi o dorință noastră și să continuăm să ne rugăm pentru asta. Vreau să spun că noi suntem într-o campanie electorală zilnică. Noi promovăm pe împăratul nostru cel mare, împăratul împăraților și domnul domnilor. El să domnească peste toate împărățiile pământului și chiar și țara noastră, să o binecuvinteze împăratul acesta mare al împăraților. Da. Obișnuiesc pe telespectatori să informez cine a mai cerut aviz pentru a introduce în rețele de cablu. Doar vreau să menționez că cei doi mari operatori de cablu din România, am pomenit de RCA, SRD și UPC, au din partea noastră contract și aviz pentru toată țara. Ce a fost din partea noastră a fost acordat. Li s-a dat drept de difuzare. Deci ca atare ușa este deschisă. Ușa este deschisă și noi nu mai putem să facem nimic. Nu suntem în poziția să facem reclamații, să dăm o judecată, poate alții vor fi, dar putem să ne rugăm și să solicităm acest lucru. Și
Am dat ok și difuzare gratuită la oricine ne-a cerut. Ultimele acorduri de retransmisie după tipicul CNA-ului le-am acordat unei televiziuni prin cablu din județul Vrancea. Sunt aici, chiar nu contează, niște localități din Vrancea care, iată, au fi introdus probabil deja în Mărășești și în alte localități pe acolo prin Vrancea și în județul Bacău, Alfa Omega TV, vreo 15 localități, la fel o altă rețea de cablu din care operează în județul Ilfov. Se adaugă în fiecare săptămână noi case și localități care introduc acest cablu. Această datorită insistenței telespectatorilor care cer ca Să fie introdus în linia de rețea, în rețeaua de distribuire. Cam asta o să fie rugăciunea cu care chiar vrem să ne apropiem de final. Am însă așa pe inimă să mai fac o recomandare, o precizare. Promovăm, suntem parteneri cu rețeaua de rugăciune pentru România. Nu știu dacă colegii mei au pregătit site-ul prayernet.ro pe ecran. Aș dori să-l pun în timpul acestui minut de care o să zic eu. La sfârșitul fiecarei luni, pentru luna următoare, deci pentru luna februarie, acum sunt puse acolo punctele de rugăciune. Sunt mulți din România care se unesc în unitate, în rugăciune, pe niște puncte comune. Este destul de important. Uitați-vă pe acel site sunt punctele de rugăciune care sunt pentru această lună. Soția mea, Mirela, este plecată momentan din țară, se ocupă de promovarea acesta și este emisiunea Puterea Rugăciunii în care sunt citite aceste puncte. Mi-a transmis, sunt puncte interesante, trec așa printre ele timp de câteva secunde. Așa, pentru anul acesta, au simțit cei care se roagă pentru să nu deschidem ușa fricii, pentru că cel va încerca să ne intimideze. Pentru biserică, să ne rugăm pentru Biserica Domnului de a ne oprim, să nu mai avem atitudini de judecată, de bârfă, să încercăm să ieșim din datorii și izbăviri financiare, rugăciune specifică, înțelepciune și înțelegerea vremurilor în care trăim prin perspectiva biblică, intensificarea rugăciunii pentru evangelizarea țării, unitate în biserică. Sunt doar câteva puncte cuprinse în punctele de rugăciune. Sunt multe grupuri în România, celule de casă, familii, biserici care au punctele de rugăciune și se roagă unitate, realizând și la acest nivel o unitate în rugăciune. Este foarte important cercul acesta de rugăciune, fiindcă Domnul Iisus Hristos în rugăciunea Lui, Ioan 17, spune: Tată, vreau ca ei să fie una, cum eu cu tine sunt una, pentru ca lumea să înțeleagă că Tu m-ai trimis. Asta este un secret al rugăciunii. Lumea va înțelege prin rugăciunile Sfinților că Iisus Hristos a venit pentru toată lumea. Văd un punct, îmi atrage atenția, să ne rugăm pentru ca trezirea care a început în România să se propage la nivele vizibile a societății, ca oamenii de influență din țara noastră să fie atinși de Duhul Sfânt. Este unul din punctele care vor fi pe buzele și în inima multor oameni ai rugăciunii care se vor ruga în luna februarie. Și e și un punct care are legătură cu comunicarea. Mulți au aflat la televiziune, dar n-au înțeles despre ce e vorba exact, despre o reglementare ACTA a Comunității Europene de limitare a accesului pe internet. Este o preocupare mai deosebit, aparent este ceva care limitează doar fraudele pe internet sau pornografia, dar s-ar putea să fie precizări acolo care pe viitor, puse într-un anumit context, să limiteze și libertatea de promovare a valorilor creștine. Să ne rugăm ca să fie exact voia Domnului în formularea finală acestei legislații, pentru ca nimic să nu împiedice până în final Evanghelia să fie răspândită și prin mijloacele acestea moderne de tip internet. Cam acestea au fost lucrurile despre, sigur că ai avut ocazia să ne vizitezi aici puțin, de la luna la luna ai văzut și progrese. Ne rugăm de fiecare dată și pentru ca Domnul să ne ajute să finalizăm clădirea, să putem să trecem prin iarna asta cu toate cheltuielile acoperite, legate de încălzire, de nevoi specifice. Începutul fiecărui an este mai dificil din punct de vedere economic pentru orice instituție, cu atât mai bun și pentru noi, dar ne bucurăm și mulțumim și cu această ocazie celor care ne ajută. Din puținul lor, tot mai mult am constatat, făcând bilanțul financiar pe anul trecut, tot mai mult lucrarea Alfa Omega a început să fie sprijinită de sute de oameni din România. Pare paradoxal, pe un fond de criză generalizată, Dumnezeu găsește resurse, ca prin copiii lui, prin bănuțul văduvei, să sprijine o lucrare interconfesională care nu are un sponsor, un frate mai mare care să ajute, ci se bazează exclusiv pe resursele Domnului, care iată vin prin oameni care ascultă de el aici. Porunca Mântuitorului era: duceți-vă în toată lumea. Ori nu toți puteți să mergeți în toată lumea. Unii pot, dar unii nu pot. Dar puteți totuși, aveți o singură posibilitate ca să mergeți în toată lumea. Vreți televiziunea Alfa și Omega? De la răsărit la apus, de la
un colț al pământului, acela colț al pământului duce vestea Evangheliei. Puteți să ajungeți și dumneavoastră acolo prin banii și prin contribuția care trimiteți pentru că această televiziune să poată să existe, să poată să se dezvolte. Am vizitat într-adevăr, este nevoie încă de mulți bani ca să putem să puteți să finalizați camerele, studioul să fie cât mai bun pentru a mai avea, am întâlnit de multe ori și spunea că direct de la satelit la un moment dat se întrerupe emisiunea din anumite motive. Aș vrea să menționați, există vreun receiver special pentru Alfa și Omega? Sunt receivere care sunt reglate și care pot să recepționeze, receivere chiar simple. Receivere simple. Da, care costă, știu, $1.5 million, $40. Nici nu-i mult, cei care nu care, aveți cablu. Să ne dea un e-mail, un e-mail sau un telefon și le recomandăm ce tip de receiver să folosească pentru a nu avea niciun fel de probleme de recepție. S-ar putea ca receiverele mai moderne să fie mai sensibile la anumiți parametri, dar receiverele clasice, chiar cele ieftine, funcționează perfect. Cei care n-au cablu, care sunt, știu, în alte colțuri de țară sau de Europa. Cei care ne auziți și aveți prieteni care vrea să urmărească programul acestei televiziuni, stați de vorbă cu ei, vorbiți, le spuneți să dea un telefon la Alfa și Omega aici, la studio, și veți fi informați direct de nevoile care le aveți. Este și o secțiune pe site-ul nostru, pe alfamega.tv, recepție satelit este acolo, cei care au acces la internet, acolo se indică exact tipurile de receivere recomandate de noi și altele. Și nu sunt scumpe. Nu sunt scumpe. Am găsit un e-mail pe care era să-l scap. Eu sunt, frate, cred că primul e-mail mai special din Vârșeț, Serbia. Sunt frații noștri acolo care au nevoie de cuvânt. Poate noi aici, chiar în vestul României, județele astea, Bihor, Arad, Timiș, Caraș, nu avem din belșug cuvânt, avem biserici, avem comunități foarte largi, dar sunt frații noștri de dincolo care au nevoie de cuvânt și de sprijinul nostru. Poate să vină vremea să fim mai activi și cu rugăciune, dar nu numai în acele zone. Este un frate, Daniel Iconar, care pe Facebook-ul nostru, poate este loc și de Facebook să punem o informație de Facebook. Avem aproape 3.000 de oameni la Facebook care ne urmăresc activitatea instantaneu pe Facebook și este colega noastră, Alina, care le răspunde, pune informații. Iată că acest Daniel Iconar din Vârșeț se bucură, spune, eu sunt creștin din Vârșeț, din Serbia, mie personal foarte mult, pentru mine înseamnă foarte mult Alfa Mega, pentru că pot vedea lucruri de esență creștină foarte importante. Domnul să vă dea putere în continuare, ne spune Daniel. Mulțumesc, Daniel. E ca o confirmare pentru noi că anul acesta va trebui să fim, să avem o prezență. Poate mergem și organizăm ceva, o rugăciune și acolo sunt frații noștri care au nevoie de apa vie și proaspătă de care spuneai, frate. Stă la dispoziția Domnului. Acum, ce ați dori, să ne rugăm, au fost câteva motive. Simt eu că este important să avem o rugăciune pentru canalul Alfa Mega TV să fie recepționat în cât mai multe case de român. Am și menționat de aceste rețele de cablu care încă, deși noi am deschis o ușă largă, încă mai ezită sau au anumite motive. Sigur că am dorit ca să nu fie loc pentru nicio fel de manevră și noi să avem acolo locul conform audienței reale și am avut și niște revelații profetice și oameni care au venit să ne spună, da, vedem Alfa Omega urcând în topul de audiență și fiind unul din canalele favorite ale românilor și noi ne rugăm așa, Alfa Omega canal favorit în România și drag inimii românilor. Frate, încă un cuvânt vreau să spun și apoi să continuăm. Tu, care te uiți, poți să faci un lucru enorm de mare, nu numai pentru Alfa Omega, chiar pentru Dumnezeu. Du-te la vecinul tău, du-te la prietenul tău, spune, există un post creștin, există o televiziune creștină care a implicat pe Dumnezeu în lucrarea, în activitatea lor. Provoacă-i să deschidă televizorul, să caute această emisiune, să caute să urmărească toate emisiunile, programele de televiziune Alfa și Omega. Vei fi un lucrător împreună cu Dumnezeu, vei primi răsplată pentru aceasta. Nu ezita, nu sta, du-te chiar acum și spune prietenilor tăi, rudenilor tale, să butoneze puțin acolo pe ecranul televizorului și Dumnezeu îți va răsplăti cu viață veșnică. Cei care poate, într-un fel sau într-altul, vreți să ne sprijiniți la sfârșitul acestei emisiuni, aceste prime emisiuni Alfa Mega în obiectiv, avem un spotul nostru obișnuit unde aveți informații legate de modul cum puteți să ne ajutați. În ultima vreme a crescut volumul
și numărul celor care ne ajutați printr-un apel telefonic pe Rom Telecom. Aveți chiar acum, cei care aveți Rom Telecom, este o modalitate simplă de a ne ajunge și banii ne ajung destul de rapid. Cu o lună diferență, cei de la Rom Telecom sunt serioși și e o bucurie pentru noi să primim așa odată pe lună o sumă de bani care știm că vine în lei 5 euro sau 10 euro, depinde ce număr accesat, le vedeți acum în continuare pe ecran, ne vin și sunt un ajutor real. Putem plăti un salariu sau putem să ne achităm o factură de telefon sau de internet. Ne face să crede că suntem o familie. Și este. Noi am și schimbat salutul de ieșire din această emisiune. De obicei spuneam fiți partener Alfa Mega. Dumnezeu ne-a spus că din acest an să nu mai spunem fiți partener, ci spunem fiți parte din Alfa Mega. Așa, sper să încheie așa emisiunea. Frate Cornel, promit să ne rugăm pentru canal. Acum te călăuzește Domnul să ne rugăm pentru canal. Am adus așa un dosar și am și spus motivul pentru care aduc acest dosar. E un dosar ca un cu sigla noastră, cu acoperirea noastră peste Europa. Sunt și niște proiecte aici înăuntru legate de clădire, de dezvoltare, de care așa în mod simbolic... Care au nevoie de intervenția Domnului. Domnului. Și în acest mod să le și punem în mâna Domnului. Dar ne doare și dorim în acest început de an ca Alfa Mega să fie o hrană pentru cât mai mulți români. Cam asta este. Amin. Ne rugăm și vă provocăm și pe dumneavoastră împreună cu noi să participați la această rugăciune. Dacă doi sau trei, eu știu că sunteți mulți. Încercați împreună cu noi să aducem înaintea Domnului cauzele care sunt în acest dosar și în mod deosebit televiziunea Alfa și Omega. Cred din toată inima că rugăciunea ta, rugăciunea noastră este ascultată și la vremea potrivită Dumnezeu va duce rezolvare. Ne închinăm, Domnule. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne-am pus mâinile peste aceste dosare, dar în aceste momente te rugăm nu mâinile noastre, ci mâinile tale. Au rezolvat atâtea probleme mâinile tale, prezența ta și cuvântul tău. Cerem peste acest dosar, peste televiziunea Alfa și Omega, autoritatea Duhului Sfânt, cerem puterea Duhului Sfânt să rezolve lucruri pe care oamenii nu le pot rezolva, să lucrezi la mintea celor care trebuie să aprobe, care trebuie să ajute această lucrare. Credem în promisiunile tale, orice vom cere, ai spus, Iisuse, cu gura ta, orice vom cere, ne vei da ca bucuria noastră să fie deplină. Bucuria noastră este ca cuvântul tău, Evanghelia Mântuirii, să ajungă de la o margine a pământului la cealaltă margine, prin canalul acesta Alfa și Omega. Ceea ce nu putem noi să facem, ceea ce nu pot să facă oamenii, la răspândirea Evangheliei, te rog, Tată scump din ceruri, prin puterea Duhului Sfânt, ajută-ne. Și fă, pentru ca oamenii să cunoască că tu nu te-ai schimbat. Ești același Dumnezeu, plin de dragoste pentru cei păcătoși și nu dorești moartea celui care moare, ci dorești întoarcerea lui. Această cale, această posibilitate de transmitere a cuvântului tău, te rog să însoțești cu puterea Duhului Sfânt, cu semne și cu minuni. Și noi îți vom mulțumi. Te rog și pentru aceste scrisori, Doamne, care stau înaintea noastră, pentru care am cerut de atâtea ori și cerem încă să le rezolvi. Doamne, știm că Tu ai un timp, știi că ai o vreme. Îți mulțumim pentru cele care le-am rezolvat. Îți mulțumim pentru veștile bune care le-am primit și credem în puterea Duhului Tău cel Sfânt, credem în cuvântul Tău și credem în promisiunile Tale. Deci îți mulțumim. Aceste cauze vor fi rezolvate. Lăudăm și binecuvântăm numele Tău. Cer binecuvântarea ta peste toți aceia care lucrează în această instituție. Tată scump din ceruri, de aici, din Timișoara, până la București, în Eter, și oriunde este nevoie de intervenția Duhului Tău cel Sfânt, te rugăm, fă-o. Am citit în cuvântul Tău că noi nu trebuie să luptăm împotriva oamenilor, ci împotriva duhurilor care sunt în văzduh. Știm că sunt împotriviri, dar noi cerem autoritatea ta, cerem puterea ta și cerem rezolvarea ta și îți mulțumim că o dăruiești. Doamne, înțelepciune, te rugăm și pentru partea financiară. Știm că este mare nevoie și tu cunoști lucrul acesta din timpul când erai pe pământ. Și bani este nevoie și banii sunt o necesitate în lucrarea aceasta. Te rog, binecuvintează din punct de vedere financiar. Doamne, trimite bani. Știm că Tu ai resurse. Știm că ești un tată bogat.
Nu știm noi căile, dar tu le știi pe toate. De aceea îți mulțumim pentru toți aceia care contribuie cu partea lor financiară, pentru că acest post de televiziune să existe și să ducă vestea bună a Evangheliei. Ne rugăm pentru cei care trimit puțin, ne rugăm pentru cei care trimit mult. Binecuvântările tale cerești să nu lipsească niciodată din casa lor. Înmulțește de mii de ori acolo unde scade. Iar noi ne încredințăm în brațele tale, ne încredințăm în ocrotirea ta și cred din toată inima că vei face lucruri mari. Proclamăm biruință, proclamăm, Iisuse, Doamne, numele Tău ca un nume de protecție peste toată lucrarea. Mă rog, Iisuse, scump și iubit, pentru toate posibilitățile de a transmite acest post de televiziune, lucruri care oamenii nu vor să le facă, te rog, schimbă mintea, caracterul, ca acest post de televiziune să poată să pătrundă în fiecare casă. Mă rog pentru rețelele, Doamne, de cablu, să binecuvintez pe cei care sunt puși în fruntea acestor rețele de cablu, să le dai înțelepciune și voință, pentru ca ușa care s-a deschis să rămână deschisă larg și cuvântul tău să pătrundă acolo unde n-a putut să pătrundă până acum. Mă rog și pentru cei care lucrează împreună cu acest post de televiziune, pentru cei care se implică ducând vestea în alte familii, ducând vestea prietenilor și în alte case, îți mulțumim că îi binecuvintezi și îți mulțumim pentru lucrarea care o fac ei. Te rog să-i binecuvintezi, Doamne, cu putere de sus și binecuvântările tale cerești și pământești să nu lipsească din casele lor. Încredințăm toată lucrarea postului de televiziune Alfa și Omega în mâinile tale și proclamăm numele lui Iisus Hristos ca Domn, ca Mântuitor, conducător acestui post de televiziune. Amin. Astăzi este o zi importantă pentru mine și Burundi. Am primit un telefon înainte ca să vin aici din Burundi, din Bujumbura. A fost aprobată instituirea Bisericii Apostolic Pentecostal Church of God. Deci a fost înregistrată la Ministerul de Interne. Eram chiar împreună în biroul meu când ne pregăteam pentru emisiune. Da, a fost o bucurie enorm de mare pentru mine. Domnul, și mulțumim Domnului că Domnul lucrează. Domnul deschide oși. Și este un început nou pentru multe lucrări, multe emisiuni, cele care sunt călăuzite de Duhul Sfânt. Răspund unui e-mail. Cineva ne-a spus, ce faceți cu scrisurile care vă vin și cu e-mail? Le păstrăm și ne rugăm. Ne-am rugat în această seară, vor fi și alte ocazii din când în când, cum continuați să ne rugăm. Cu alți slujitori, eu le păstrez la mine în birou și nu le aruncăm. Și cred că Dumnezeu lucrează și nu știm exact cum funcționează mecanismul acesta când ne rugăm pentru bilete. Sunt multe biserici la care se trimite la amvon bilet, se roagă, Dumnezeu lucrează. Noi continuăm să ne rugăm și credem că tot mai mult din aceste cauze, chiar dacă le-ai credințat în mâna Domnului acum jumătate de an, acum o lună, acum două săptămâni, Dumnezeu le are notate acolo, chiar dacă aici par așa mai legate cu ață. Ne rămân atunci pentru câteva minute. Dragi ascultători, aceasta a fost ediția live a emisiunii Alfa Mega în Obiectiv din această săptămână. Ne luăm la bun pentru câteva minute și nu uitați, fiți parte din lucrarea Alfa Omega. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega.
Vrei să susții Alfa Omega TV și să te bucuri de programe de calitate pe internet? Trimite un SMS cu conținutul AOTV la numărul afișat pe ecran. Vei primi înapoi un cod de acces prin SMS pentru a accesa o secțiune specială cu resurse Alfa Omega. Ajută mai mulți români să primească Cuvântul lui Dumnezeu prin media. Fii alături de noi, partener în lucrarea de media din România. Fii parte și tu!